Am venit la aer. De câte săptămâni sunteți aici? Păi, sunt vreo 3. Aici e mai, zic eu că e mai ferit. Din multe puncte de vedere, atât eu cât și copiii. Lumea e liniștită. Vezi ce liniște, numai păsărelele se aud. Deci ați venit aici pentru binele copiilor în special? În special pentru binele lor, sigur, și al meu, având în vedere vârsta și da, starea mea de sănătate. Adică și pentru mine e o binefacere. Ultima oară când v-am văzut aveați părul lung, da, dar acum sunteți unsă scurt. Scurt, încă m-am mai crescut așa, sunt unsă de vreo lună, să știi. Da? De ce această schimbare? Uite așa, mi-a venit... Știu eu, poate stresul încă dea foarte mult în urma medicamentelor ce le-am luat și atunci am considerat că e mai bine așa, mie și mie mai comod și a venit timpul. Am mai fost așa în perioadele mele când făceam chimioterapie sau astea, dar am mai fost unsă, că nu vreau să fie impactul atât de mare. Eu așa fizic mă simt bine. Nu, am făcut și testul, am avut vreo 2 săptămâni dureri. Și v-ați speriat atunci, bănuiesc, nu? Nu, m-am dus și l-am făcut cam vrut. Dar cu procesul de divorț, cam cât mai durează? Câte înfățișări au fost până acum? Nu știu, că au pe 5 august. Nu știu dacă... se mai amână, nu se mai amână, nu știu, eu efectiv n-am mai vrut să mai știu numărul lor, să mai știu motivele. Acum mi-a zis că a primit ieri o, că cere, nu știu, să vadă copiii normali, mama lor, trebuie să-i vadă, dar nici ea n-a venit din, cred că noiembrie anul trecut. Dar procesul de partaj s-a terminat sau din cauza pandemiei totul lucrurile mai, au fost blocate totul și s-au amânat? Mai, da, s-a mai blocat din cauza pandemiei. Andrei, n-are nicio pretenție. N-are și nu va avea nicio pretenție. Deci nu. El întotdeauna a fost așa, ca să fie împăciuitor. Ce vrea ea îi dă, că în fond și la urma urmei e pentru copii. O să vină un moment când toate astea se vor întoarce, pentru că au adus niște acuzații foarte grave, peste care eu n-am să trec. Dacă am tăcut, am tăcut ca să fie totul liniștit și copiii să fie bine. Dar va veni un moment când lucrurile se vor schimba. Vă referiți la procesul în care v-a cerut daune de 200.000 de euro? 3. 300.000 de euro? Da. Nu. Nu. La ce daune să ceară ea mie. Deci am fost acuzată de pornografie infantilă, că făceam baie la copil de un an jumate pielea goală și arătam ei, și abuz sexual și alienare parentală și nu mai știu câte lucruri care au fost publice, s-au arătat, le-am comentat atunci, a fost proces pe rol, ne-am judecat, dar tot pe chestiile astea, știi, deși instanța spune asta s-a judecat, nu mai, dar mai face unul și încă unul, sunt vreo 30 și ceva, până când nu știu. Câte plângeri aveți până în momentul acesta? Multe. Deci eu nu mai le știu numărul. Dar la un moment dat am citit în presă că venise cu poliția la dumneavoastră, da, la poartă. Da, odată? De câte ori? De fiecare dată. Deci ăsta era numărul. Venea cu poliția. Andrei ieșea la poartă, spunea să intre. Eu n-am ieșit niciodată, dar o să ies. Venea, se ducea, îi deschidea poarta, intră, să vezi copiii, nu, nu, că mă bate maică-ta, știi? Adică a rămas cu chestia aia când eu n-am făcut decât să mă apăr în casa mea, unde mi se pusese interdicție. Cine a făcut și destăinuiri despre cum îi simte prezența singurului bărbat pe care l-a iubit. Haideți să vedem prin ce greutăți a trecut de-a lungul timpului, ce îi dă putere să meargă mai departe, dar și cum îi menține vie memoria lui Dumitru Tin.
Mintea mea e așa o vorba lui care îmi spunea că pe noi nu ne desparte decât o rotație a Pământului. Încă el e pe 21 și eu sunt pe 23. Încă nu m-am obișnuit cu gândul. Deci eu am senzația că el trebuie să vină, aud portieră. Deci eu am așa tresăriri. Deși sunt conștientă că n-are cum, dar eu așa zic că undeva el este și vine. Până atâtea câte am trecut eu, de când aveam 9 ani, când a murit tatăl meu, pe 1 ianuarie, Catinu. Deci așa le-am tot parcurs, pe parcursul vieții. Eram un pic sigur debusolat atunci, pe urmă a venit sormea, altă soră și altă soră și cu și nepoate și uite așa și mama și... Dar te agăți de ceva care ți impui că trebuie să faci și faci. Asta îți rămâne așa undeva scrijelit așa acolo. Nu poți să scoți orice s-ar. Tatea, cum sunteți? Cum v-au ieșit analizele? Prea bine nu sunt. Dar eu sunt optimistă, ce să fac. Deci oricum ar fi ce ți-a dat, ce ți-a scris, aia va fi. Mi-au descoperit și un diabet care e foarte important. Uite, am o mână că mi s-a umflat un ganglion și o hipertiroidită, de-aia am și slăbit, imunodeficitară. Acum am vedea că am făcut remeneurile, că mai am un tomograf. Sper că mai am de văzut și pe al treilea nepot. În fața lui Dumnezeu am făcut tot ce am putut, tot ce a depins de mine, pentru binele băiatului meu și acum pentru binele nepoților mei.